Acatistul pentru cei adormiți. Cela ce cu economia ta, cea nepătrunsă, ai pregătit pacea spre binele cel veșnic, hotărând tuturor vremea și felul sfârșitului, iartă, Doamne, păcatele celor din veac adormiți, primește-i în locașul luminii și bucuriei și le deschide brațele părintești. Auzi-ne, milostive, pe noi cei ce le facem pomenirea și strigăm, Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Pe Adam cel căzut și pe tot neamul izbăvindu-l de pierzarea cea veșnică, ai trimis în lume, Doamne, pe Fiul tău, răsărindu-ne viața cea veșnică prin crucea și învierea lui. Spre mila ta nădăjduim, așteptăm împărăția cea nestricăcioasă a slavei, cerem împărtășirea la Domnul celor adormiți și ne rugăm. Tatăl nostru, fă ca să uite ei toate scârbele și întristările pământești. Tatăl nostru, veselește sufletele celor chinuiți în valurile vieții. Tatăl nostru, mângâie pe ei la sânul tău, precum își mângâie mama pruncii. Tatăl nostru, grăiește lor, păcatele li s-au iertat. Tatăl nostru, primește la limanul cel fericit și liniștit. Tatăl nostru, deschide-le cămările îngerilor și sfinților. Tatăl nostru, pe părinții și frații noștri cei adormiți, învrednicește-i veșnicelor tale bunătăți. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Cuviosul Macarie, fiind luminat de strălucirea celui prea înalt, a auzit glas de la un craniu de popor idolesc. Când vă rugați voi creștinii pentru cei ce se chinuiesc în iad, au bucurie și păgânii. Este minunată puterea rugăciunilor creștinești, cele de desubt, prin aceasta se luminează împreună cu cei credincioși când cântăm pentru toată lumea Aleluia. Ne aducem aminte de cuvântul lui Isaac Siru care spune: inima care iubește și pentru oameni și pentru dobitoace se roagă întotdeauna cu lacrimi și pentru toată zidirea să se curățească. Deci și noi cu îndrăznire cerem de la Dumnezeu ajutor tuturor celor din veac adormiți, strigând unele ca acestea. Tatăl nostru, ușurează întristarea părinților pentru pierderea fiilor. Tatăl nostru, cei ce nu te-au cunoscut pe pământ să te cunoască măcar în cer. Tatăl nostru, miluiește pe toți cei ce au fost îngropați fără rugăciune. Tatăl nostru, primește în locașurile tale pe cei ce au murit năprasnic de scârbe sau de bucurie. Tatăl nostru, tuturor celor ce mor, trimite-le pacea și odihna sfinților. Tatăl nostru, pentru rugăciunile celor ce au pătimit fără vină, iartă pe cei păcătoși. Tatăl nostru, celor adormiți ușurează-le întristarea în Sionul cel ceresc. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Vinovați suntem de necazurile lumii și de suferințele făpturilor necuvântătoare și de suferințele nevinovaților copii, fiindcă, prin căderea omului, s-a distrus fericirea și frumusețea făpturii. Tu, cel mare dintre suferinții cei nevinovați, tu singur ai puterea a ierta tuturor. Deci iartă și întoarce lumii fericirea cea de demult, ca și cei morți și cei vii, să afle pacea strigând Aleluia! Lumină lină, răscumpărătorul tuturor, auzit am oftarea ta pe cruce, pentru vrăjmașii tăi. Părinte, iartă-le lor păcatul. Deci, în numele iertării tuturor, îndrăznim și noi a ne ruga Tatălui pentru veșnica odihnă a vrăjmașilor tăi și ai noștri. Tatăl nostru, iartă celor ce au vărsat sânge nevinovat. Tatăl nostru, iartă celor ce și-au făcut bunăstarea pe lacrimile aproapelui. Tatăl nostru, nu judeca pe cei ce ne-au obișnuit pe noi cu clevetire și cu nedreptate. Tatăl nostru, răsplătește cu milă pe toți cei obișnuiți de noi. Tatăl nostru,
fă ca această rugăciune pentru ei să fie primită drept taina împăcării. Tatăl nostru, rupe zapisul păcatelor, părinților și fraților noștri răposați. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Mântuiește, Doamne, pe cei ce s-au sfârșit în suferințe grele, prin ucideri, îngropați de vii, mistuiți de grindină, de ger sau din cădere, de la înălțime. Deci, pentru întristarea sfârșitului lor, dăruiește bucuria ta cea nesfârșită și veșnică, ca să binecuvinteze vremea lor de suferință, ca timp al răscumpărării lor, cântând, Aleluia! Dăruiește, Doamne, tuturor cărora le-ai luat viața din fragedă tinerețe, tuturor cărora le-ai dat cununa de spini, tuturor celor ce nu au cunoscut fericirea pământească, mila ta nesfârșită. Tu le vei răsplăti cu razele iubirii tale nesfârșite, dincolo de mormânt, iar noi strigăm așa. Tatăl nostru, răsplătește celor ce au murit sub sarcinile grele ale ostenerilor. Tatăl nostru, primește în cămările raiului pe adormiții prunci și pe fecioare. Tatăl nostru, învrednicește-i veseliei la cina fiului tău. Tatăl nostru, odihnește-i pe cei singuratici, orfani și străini, pentru care nu are cine să se roage. Tatăl nostru, să se stingă păcatele lor de razele calde ale atot iertării tale. Tatăl nostru, dăruiește robilor tăi mai înainte preaslăviți, părinți și frații ai noștri, haina albă a biruinței. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Ai dăruit, Doamne, neamului omenesc moartea, ca cel de pe urmă mijloc de înțelegere și de pocăință. Cugetând la groaznica judecată, se descoperă deșertăciunile pământești, pornirile trupești se liniștesc, mintea cea semeață se smerește, dreptatea cea veșnică se descoperă. Deci și noi păcătoșii, cei îndărădnici în credință, când sunt pe patul de moarte, mărturisesc cum că este Dumnezeu. Pentru aceea ei veșnic cer îndurarea ta strigând, Aleluia! Părinte a toată îndurarea, tu luminezi ziua cu soarele, tu îndulcești pământul cu roade, tu veselești lumea cu frumusețea, precum pe prieteni, așa și pe vrăjmașii tăi. Noi credem că și dincolo de mormânt în veșnicie, îndurarea ta este nesfârșită, miluind chiar și pe păcătoșii cei cu totul lepădați. De aceea, așa ne rugăm. Tatăl nostru, ne întristăm pentru hulitorii de sfințenie și pentru fără de legile lor. Tatăl nostru, fă să fie și asupra lor voia ta, cea de mântuire. Tatăl nostru, fie-ți milă de cei răniți cu necredința cea pierzătoare. Tatăl nostru, iartă-i pe cei ce s-au sfârșit fără de pocăință. Tatăl nostru, mântuiește pe cei ce s-au pierdut în păcate grele și întunecate. Tatăl nostru, fă ca să se stingă flacăra necredinței în marea bunătății tale. Tatăl nostru, biruitorul iadului, izbăvește de osândirea în iad pe părinții și pe frații noștri, cei mutați din lume. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Este grozav întunericul sufletului depărtat de Dumnezeu, chinuit de conștiință și de scrâșnirea dinților, de focul cel nestins și de viermele cel neadormit. Eu tremur, gândind că aceea va fi și soarta mea. Deci eu pentru mine însă mă rog și pentru cei ce suferă în iad, ca să se pogoare peste ei, rog cu răcoreală cântând cântarea lui Dumnezeu, Aleluia! Unde era să răsară lumina ta, Hristoase Dumnezeule, dacă nu peste cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții? De aceea te și pomenesc sufletele cele din iad. Pogoară-te dar din nou între cele mai de jos ale pământului și scoate într-o bucurie pe cei ce s-au despărțit de tine cu păcatele.
însă de tine nu s-au depărtat. Deci în numele Fiului și al Duhului ne rugăm Tatălui, Tatăl nostru, fiii tăi se chinuiesc, deci miluiește-i. Tatăl nostru, grelele sunt păcatele lor, dar îndurarea ta este mare. Tatăl nostru, tu ai trimis pe fiul tău ca să mântuiască pe cei păcătoși. Tatăl nostru, cercetează-ne cazul cel amar al sufletelor care s-au depărtat de la tine. Tatăl nostru, miluiește pe cei ce au prigonit adevărul din neștiință. Tatăl nostru, iubirea ta să le fie nu foc, ci răcoreală din rai. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Voind, Doamne, să dai mână de ajutor celor morți, le-ai îngăduit ca în vis să se arate și prin vedenii celor vii, ca pomenind cu dragoste pe cei adormiți, să facă în amintirea lor fapte bune și, nevoindu-se cu credință, să strige cu dragoste, Aleluia! Biserica lui Hristos înalță rugăciuni pentru cei adormiți, în toată lumea, în fiecare zi, la orice ceas, în tot pământul. Păcatele lumii se curățesc cu sângele cel curățitor al mielului lui Dumnezeu. Sufletele celor adormiți se ridică din moarte la viață și de pe pământ la cer, cu puterea rugăciunilor de la altarul Domnului. Tatăl nostru, fie mijlocitoare biserica pentru cei morți să le facă scară către cer. Tatăl nostru, îndură-te de ei pentru solirea preasfintei Fecioare și a tuturor sfinților. Tatăl nostru, curățește-i pe cei pentru care credincioșii strigă către tine ziua și noaptea. Tatăl nostru, pentru nerăutatea pruncilor, iartă pe părinții lor. Tatăl nostru, pentru lacrimile maicilor, răscumpără păcatele fiilor. Tatăl nostru, primește milosteniile și rugăciunile noastre ca împlinire la faptele lor bune. Tatăl nostru, să fie sângele Fiului Tău izvor de viață pentru aceia cărora le facem pomenirea. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților robilor Tăi. Lumea întreagă se înfățișează ca un sfânt mormânt obștesc. Pretutindeni se găsește praful fraților și al părinților noștri, zidiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, rudenii ale noastre în Adam. Tu singur ești acela ce fără îndoială ne-a iubit pe noi. Iartă pe toți cei ce au murit de la început și până acum, ca să cânte ei iubirii tale de oameni. Aleluia! Vine ziua vaiului ca un foc arzător, ziua cea mare și înfricoșată a judecății cea de pe urmă, când se vor descoperi cele ascunse ale oamenilor și se va deschide cartea cunoștinței. Împăcați-vă cu Dumnezeu, strigă Pavel apostolul, mai înainte de acea zi. Doamne, ajută-ne și cu lacrimile celor vii împlinește neajunsurile celor morți. Tatăl nostru, în ceasul judecății, învrednicește-i pe ei și pe noi de mila cea aducătoare de bucurie. Tatăl nostru, încununează cu slavă pe cei ce au suferit munci pentru tine și pentru aproapele. Tatăl nostru, dăruiește adevărul tău celor curățiți prin necazul lumii acesteia pământești. Tatăl nostru, cel ce știi numele tuturor, primește pe cei ce s-au mântuit în cinul călugăresc și cel mirenesc. Tatăl nostru, primește pe păstorii cei cucernici împreună cu fiilor cei duhovnicești. Tatăl nostru, să întâmpine robii tăi pe mirele Hristos cu făclii aprinse. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Binecuvântați, iar nu pierdeți timpul care repede trece. Fiecare ceas, fiecare clipă ne apropie tot mai mult de mormânt. Noua albire a părului, slăbirea puterii, sunt vestitoare de lumea cea viitoare. Sunt martorii stricăciunii pământești. Ne vestesc că totul trece pe alături și se apropie fericirea cea veșnică, unde nu sunt nici lacrimi,
nici suspine, ci numai cântarea de biruință, aleluia. După cum toamna copacii se despoaie de frunze, așa și viața noastră merge spre cădere. Cu fiecare an, cu fiecare lună, floarea tinereții se veștejește, lumina bucurilor se stinge, bătrânețea cea grea se apropie, prietenii mor, cei de aproape se depărtează. Voi, cei ce erați cândva tineri, plini de bucurie și de fericire, unde sunteți acum? Mormintele voastre zac fără glas, dar sufletele lor sunt în mâna Ta, Doamne. Tatăl nostru, privirea și îngrijirea din lumea cea de dincolo de mormânt ne cheamă la rugăciune. Tatăl nostru, luminează cu soare frumos și încălzește locașurile celor adormiți. Tatăl nostru, să se șteargă pentru totdeauna vremea despărțirii. Tatăl nostru, învrednicește-ne de bucuria întâlnirii cu ei în ceruri. Tatăl nostru, fă ca noi să fim una cu Tine. Tatăl nostru, întoarce celor răposați curăția pruncilor și bunătatea de suflet a celor tineri. Tatăl nostru, fă ca să le fie lor viața cea veșnică, luminată sărbătoare a Paștilor. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi. La mormintele rudenilor noastre ne curg lacrimi ca picăturile de ploaie și cu nădejde ne rugăm. Adeverește-ne, Doamne, cum că i-ai iertat pe toți. Spune-le cum că i-ai iertat. Spune-le cum că îi primești în locașurile bucuriei. Descoperă în taina sufletului nostru ca să cântăm. Aleluia! Îmi îndrept privirea în depărtare pe calea vieții trecute și văd o mulțime din cei care au răposat din prima zi și până acum, binefăcători ai mei, și cu îndatorită dragoste strig unele ca acestea. Tatăl nostru, miluiește pe toți cei ce mi-au dorit și mi-au făcut mie bine. Tatăl nostru, învrednicește-i măririi Tale pe părinții și pe frații noștri și pe cei de aproape. Tatăl nostru, mântuiește pe cei ce mi-au binevestit mie cuvântul Tău. Tatăl nostru, preamărește în fața îngerilor pe cei ce m-au învățat să Te iubesc pe Tine. Tatăl nostru, dăruiește bucurie celor ce m-au povățuit cu presupunerea vieților sfinte. Tatăl nostru, îndulcește cu tainică mană pe cei ce m-au ajutat în zile grele. Tatăl nostru, împărăția Ta sfârșit nu are, fă ca să intre cei adormiți într-o bucuria Ta. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi. Unde ți este moarte, boldul Tău? Unde ți este întunecarea și frica cea mai dinainte? Căci de acum înainte Tu ești dorită, Tu ne împreunezi nedespărțit cu Dumnezeu. Tu ești o mare odihnă, Tu ești o mare zi de sâmbătă. Apostolul strigă, doresc să mor ca să fiu împreună cu Hristos. Drept aceea, privind la moarte ca la o minunată așteptare și viață, strigăm, aleluia! Învia vor morții și se vor scula cei din morminte și se vor bucura cei de pe pământ, fiindcă atunci se vor scula trupurile duhovnicești preamărite, nestricăcioase, luminate, oasele uscate auzind cuvântul Domnului, îmbrăcați-vă cu vine, acoperiți-vă cu piele, sculați-vă din căruntețea vremurilor trecute, căci sunteți răscumpărați cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Prin moartea Lui sunteți înviați, a venit peste voi lumina învierii. Tatăl nostru, descopere-le acum tot adâncul săvârșirii Tale. Tatăl nostru, Tu le-ai descoperit lumina soarelui și luna cea liniștită. Tatăl nostru, fă să vadă și slava îngerilor care sunt pară de foc. Tatăl nostru, Tu m-ai îndulcit cu frumusețea răsăritului și a apusului de soare, deci să vadă și ei lumina veșniciei Tale, dumnezeiri. Tatăl nostru, sufletul să fie luminat ca steaua dimineții și luceafărul zorilor,
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Carnea și sângele nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Câtă vreme petrecem în trup, suntem despărțiți de Hristos. Dacă nu murim, nu putem învia pentru veșnicie, căci se cade ca stricăcios trupul acesta să se îmbrace în nestricăciune și muritorul acesta să se lumineze cu nemurirea, ca astfel, în lumina zilei celei neînserate, să cânte neîncetat, Aleluia! Așteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul, așteptăm razele luminoase ale învierii, așteptăm scularea din morminte ai celor apropiați ai noștri și îmbrăcarea celor morți cu slava vie. Prin preschimbarea întregii făpturi vom striga ziditorului unele ca acestea. Tatăl nostru, Tu ai zidit lumea spre biruința bucuriei și a binelui. Tatăl nostru, ridică-ne pe noi din adâncul păcatului la sfințenie. Tatăl nostru, dăruiește celor răposați ca să împărățească împreună cu Tine, Împărate Sfinte. Tatăl nostru, fă ca să le fie lor Hristos, Domnul, lumină pururea aprinsă. Tatăl nostru, dă-ne și nouă ca împreună cu ei să prăznuim paștile nestricăciunii. Tatăl nostru, nu te despărți de robii tăi până în sfârșit. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Prea îndurate, Părinte, cela ce ești fără de început și voiești ca toți să se mântuiască, cela ce ai trimis la cei pierduți pe Fiul tău și Dumnezeul nostru și ai turnat peste ei Duhul cel de viață dătător, miluiește, iartă și mântuiește pe rudeniile noastre și pe toți cei din veac adormiți cu solirile lor. Cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm ție, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, cântarea Aleluia. Prea îndurate, Părinte, cela ce ești fără de început și voiești ca toți să se mântuiască, cela ce ai trimis la cei pierduți pe Fiul tău și Dumnezeul nostru și ai turnat peste ei Duhul cel de viață dătător, miluiește, iartă și mântuiește pe rudenile noastre și pe toți cei din veac adormiți, cu solirile lor, cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm ție, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, cântarea Aleluia. Prea îndurate, Părinte, cela ce ești fără de început și voiești ca tot să se mântuiască, cela ce ai trimis la cei pierduți pe Fiul tău și Dumnezeul nostru și ai turnat peste ei Duhul cel de viață dătător, miluiește, iartă și mântuiește pe rudenile noastre și pe toți cei din veac adormiți cu solirile lor, cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm ție, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, cântarea Aleluia. Dumnezeu să-i odihnească. Am citit acest acatist pentru cele două persoane care s-au stins în cursul acestei luni, luna noiembrie și în luna decembrie, și cărora m-am hotărât să le citesc acest acatist pentru a trece mai ușor vămile văzduhului. Am citit acest acatist pentru toți morții familiei mele, părinți, socri, unchi, mătuși. Am citit acest acatist pentru toți cei care, pe parcursul vieții mele, au fost lângă mine ori de câte ori mi-a fost greu. De la cei la care am învățat să mă rog, de la cei de la care am învățat să fiu om, de la cei de la care am învățat lucruri frumoase, pe care și eu, în modestia mea, mă voi strădui să le transmit mai departe. Dumnezeu să-i odihnească pe toți!